Inserarea listelor în paginile web. În informatică, lista este o succesiune de elemente caracterizate prin existența unui succesor și a unui predecesor, excepție făcând primul și ultimul element care nu au fie succesor, fie predecesor. Iată un exemplu de listă. Din punct de vedere dinamic, listele pot funcționa după modelul cozilor clasice, cu clienți așezați în fața unui ghișeu sau după modelul stivelor. Din perspectivă statică, listele HTML se clasifică în liste neordonate, ordonate și liste de definiții. Marcajul specific listelor neordonate este marcajul UL, acronim de la Unordered List. Tipul de marcaj apare în partea dreaptă a atributului Type. Marcajele pot fi de tip Circle, Square și Disk. Exemplul prezentat descrie o listă marcată cu Circle. Iată o aceeași listă marcată cu square. Și ultimul tip de marcaj, marcajul disk. Listele HTML ordonate se clasifică în liste ordonate cu numere arabe, cu litere mari, cu litere mici, cu litere romane majuscule, cu litere mici romane. Marcajul specific este marcajul OL, acronimul de la Ordered List. Un exemplu de listă ordonată cu numere arabe. Liste ordonate cu litere mici. Liste ordonate alfabetic cu litere mari. Liste ordonate cu numere romane, litere mari. Liste ordonate cu numere romane, litere mici. Listele de definiții sunt anunțate de marcajul DL, acronimul de la Definition List. Realizați următoarea listă a principalelor servicii oferite de rețeaua internet. Sugestii pentru rezolvarea problemei. Transformați următoarea listă ordonată într-o listă de tip definiție. Un ajutor pentru documentarea dumneavoastră. Suntem într-o altă sesiune de autoevaluare. Identificați listele prezente în următoarea pagină. Scrieți codul HTML corespunzător. Sunt trei liste. Tema pentru studiul individual. Realizați un cuprins folosind modelul alăturat.
Vă mulțumesc!